Cartea de Euteronom, capitolul 6, primele nouă versete, iată ce spune cuvântul Domnului. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care i a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau, și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Mesajul din seara aceasta vine și cu niște informații care poate pentru unii o să pară puțin ciudate și o să ziceți: La ce trebuie să vorbim lucrurile acestea în biserică? De ce trebuie să le atingem în biserică? Sau de ce trebuie să le punem în formă aceasta? Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut oameni înțelepți. Ne-a dat înțelepciune și Duhul lui Dumnezeu este un Duh al înțelepciunii și al priceperii. Și dacă ne uităm la primii creștini, dacă ne uităm la. Apostolul Pavel în mod special. De foarte multe ori noi avem o imagine deformată despre acești oameni și avem impresia că au fost așa niște oameni ignoranți, care n-au știut pe ce lume trăiesc, niște oameni simpli, cei mai săraci oameni, cei mai needucați oameni și s-a și plusat mult pe o asemenea imagine, încercând prin aceasta, încercând prin aceasta să, să punem în evidență cât de mare a fost puterea lui Dumnezeu, care iată a cucerit lumea prin creștinism cu niște oameni atât de simpli. Într-adevăr, au fost oameni foarte simpli, nu au fost printre cei mai de oameni. Dar ne uităm la Apostolul Pavel, care a fost un geniu pentru vremea lui, unul dintre cei mai mari educați. Este studiat Apostolul Pavel și la școlile laice de filozofie, fiind pus alături de cei mai educați oameni ai vremii lui. După aceea, dacă ne uităm la Ioan, dacă ne uităm la Petru, spunem, e, niște pescari simpli. Sfânta Scriptură ne spune că în momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe acești pescari simpli ei și-au lăsat corăbile asta înseamnă că oamenii aceștia aveau și niște angajați care lucrau pentru ei, aveau corăbii, aveau un business de pește, cu atât mai mult cu cât îl vedem pe Ioan care are acces în curtea marului preot în momentul răstignirii a judecății Domnului. Nu putea să intre atât de mult unul dintre ucenicii Domnului dacă nu avea o ușă deschisă acolo. Și sigur, istoricii vorbesc despre acest, despre faptul că Ioan și familia Zebedei avea businessul acesta de pește pește care ajungea uneori până la Roma, un pește excepțional din Marea Galilei, cei care a fost în Israel, cu siguranță ați mâncat și v-ați bucurat de unul dintre acești pești. Nu? Dacă n-a fost în Israel, este o ocazie bună încă cât se mai poate să merge să vă bucurați de acest râm excepțional. De ce am făcut introducerea aceasta? Pentru că noi nu putem să ne ascundem în spatele unei false spiritualități și să spunem: "Nu ne interesează ce se întâmplă în lumea noastră, nu ne interesează ce fac oamenii aceștia care decid în societatea în care trăim din punct de vedere politic, social, economic, educațional." Nu ne interesează interesează cum se decid lucrurile, cum fac copiii noștri școală, nu ne interesează ce învață copiii la noștri la școală, nu ne interesează ce li se bagă în cap copiilor noștri la școală și ne trezim dintr-o dată venind acasă copiii noștri și nu știm de ce gândesc cum gândesc așa. Nici nu ne putem imagina, nici nu ne-am ne imaginat vreodată că poate unul dintre copiii noștri, mergând cu bună credință, dându-i cu bună credință la școală, vor veni acasă și vor afirma și vor crede și vor încerca să ne convingă de lucruri care pentru generația noastră, a părinților lor, nici nu se luau în calcul. Nici măcar nu le pomeneam. Și acum ei vin și argumentează cu noi. Le susțin aproape, încearcă să ne explice de ce este așa, încearcă să ne explice de ce e bune toate religiile, încearcă să ne explice de ce trebuie să-i tolerăm și să-i îmbrățișăm și chiar să fim de acord cu tot felul de porniri. Cine știe în ce direcții. Și o să fac referire imediat la ele. Trebuie să fim oare noi, ca părinți, ignoranți? Trebuie să fie biserica oare așa un cuib de -asta, așa super spiritual. Trebuie să fim foarte spirituali și omnicești. Dar să ne ascundem în spatele unei spiritualități încât să spunem nu ne pricepem noi la astea, nu înțelegem noi astea. Lasă-i să se ocupe cine pricep lucrurile acestea. Dragii mei, ca părinți suntem responsabili. Ca biserică suntem responsabili, de aceea o parte din mesajul meu nu va fi chiar simplu, va fi puțin mai didactic, așa, profesorul din mine explodează în seara asta. Și atunci voi veni cu un, o primă parte a mesajului ca o fotografie la lumea în care trăim și la provocările. Mai mult pentru copiii noștri, provocările pe care trebuie să le confrunte ei zi de zi, și noi habar nu avem. Că ne vedem de serviciile noastre, ne întâlnim din când în când cu ei acasă, seara, cam târziu, și ne mai întâlnim și pe la biserică, așa ne intersectăm cu copiii noștri pe holuri. Și ne întrebăm uneori Bă, de ce nu gândesc ca noi, de ce nu simt ca noi, de ce nu cred ca noi, de ce văd atâtea lucruri. Păi, haideți să vedem puțin de ce este așa. Intenționat am citit pasajul din Deuteronom, în care Domnul uh, transmite prin Moise copilor lui Israel un model de educație. Un model de educație pe care societatea, așa zis, creștină l-a abandonat. Ascultați-mă bine. Este un model de educație pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și pe care țările care se numesc sau s-au numit creștine l-au abandonat. Și ne mirăm încotro merg lucrurile. Cum să meargă bine lucrurile într-o țară când l-au scos pe Dumnezeu din Parlament, l-au scos din judecătorii, l-au scos din instituții? Acum, dragii mei, spuneam, în același timp trăim vremuri bune și în același timp trăim vremuri grele. Trăim vremuri bune, spunem noi, pentru că în general avem ce mânca, avem ce să îmbrăcăm, nu avem stresul zilei de mâine, zicem rugăciunea Tatăl nostru, Trece ușor pe lângă noi când zicem, dă-ne nouă pâinea uh, astăzi, nici nu înseamnă nimic, că doar îi plin de pâine la noi în frigider sau acasă, pe masă și nu prea rezonează cu noi ce înseamnă să cerem pâinea, nu așa? Dacă n-am aveau, uh, am spune tatăl nostru diferit când am cere, Doamne, dăm pâine astăzi și am ști că e gol acasă, altfel ne-am rugat. Dar nu prea ne rugăm cu sufletul când zicem pâinea noastră cea de toate zilele, că sunt acasă încă. Trăim vremuri bune din punctul acesta de vedere încă, dar trăim foarte grele vremuri și vremurile grele vin pentru că în bisericile noastre s-a pierdut din pasiunea pentru Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră și faceți o evaluare personală, să fim onești cu noi. Setea de rugăciune nu mai este aceeași. Setea de cuvânt, setea de părtășie. Poate generalizez, nu vă supărați pe mine, dar mă uit uneori la mine, mă uit la cei din jurul meu, mă uit la prietenii mei. Păi înainte n-aveam nicio problemă, poate 4-5 luni pe an și să nu credeți că sunt nostalge, chiar după vremurile de demult. Dar era, fraților, era o atmosferă, era o înclinație, puneam pernele alea în geam, păi până la 3 noaptea nu plecam nimeni acasă, ne puneam pe genunchi la 6 când se întuneca și ne ridicam la 12. Eram noi și Domnul, atât însemna viața noastră. Atât era totul, părtășea cu Domnul, părtășea cu frații n avem telecomenzi, nu avem internet, nu avem telefoane, nu avem gadgeturi. Slăvi să fie Domnul că nu le-am avut. Nu vă supărați pe mine. Pentru că toate aceste lucruri, ascultați-mă, ne iau mințile. Ne iau mințile. Nu vreau să vă propovăduiesc acum un creștinism retrograd, că nu avem voie să avem tehnică. Îmi place să am tehnică și am tot ce e mai bun pe piață, încerc să am. Este o slăbiciune a mea să am tehnologie bună dar încerc să o țin și să o folosesc, pentru că e marea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și să încerc să o păstrez în echilibru și cu utilitatea maximă pe care pot să o folosesc. Sunt vremuri grele pentru că biserica și-a abandonat mandatul în societatea în care ea este. Și-a abandonat mandatul. Acum, sigur, când ne gândim la care biserică, dragii mei, sunteți unii veniți aici de 30 de ani, nu-i așa? Poate și mai bine alții. Poate alții ați fugit înainte de căderea comunismului și ați rămas aici. Vreau să vă pun o întrebare simplă. Așa a fost Austria în urmă cu 30 de ani? Așa arătau bisericile în urmă cu 30 de ani? La catedrala Sfântul Ștefan de aici din centrul Vienei se făceau concerte de homosexual pe altar Păi n-am cum să le numesc altfel, pentru că în fiecare an se întâmplă asta. Cu binecuvântarea arhiepiscopului de Viena, ați văzut vreodată ce se întâmplă la un asemenea concert? Ați avut curiozitatea? Te îngrozești că numai câteva secunde poți să te uiți. Ce s-a întâmplat cu țările astea, dragii mei? Păi acum 30 de ani, legile care se dădeau în țările ca Austria, știu eu, Germania, Canada, Statele Unite, Păi, sau deschideai scriptura și citeai legea lui Dumnezeu, sau citeai legile date în Parlament. Erau compatibile. Astăzi, niște sodome au făcut din țările acestea. Ce s-a întâmplat? Unde s-a schimbat? Unde am pierdut ceva? Unde au pierdut țările acestea pe Dumnezeu? Sigur, hai să spunem, au fost țări de cultură creștină că vorbim despre cultură creștină și vorbim de creștinism ca relație cu Dumnezeu. Da, înțelegem aceste două dimensiuni. Noi suntem biserici care ne bazăm pe relația cu Dumnezeu, nu neapărat suntem atât de înclinați să facem o cultură creștină, cum au fost țările acestea dominate, de exemplu, de catolicism aici. Dar ce s-a întâmplat totuși? Biserica aceasta, care milenar a așezat niște țări prospere, cu dreptate, cu constituții compatibile cu cuvântul lui Dumnezeu, numai într-o generație sunt pe dos. Băi, oameni buni, pe dos sunt. Ce s-a întâmplat? Unde s-au pierdut lucrurile? Credeți că așa, dintr-o dată, nici vorbă, nici vorbă. Cu siguranță, noi nu, și vreau să înțelegeți încă, era să zic de la început, că imediat trebuie să termin. Vreau să înțelegeți, nu vă spun lucrurile acestea ca să vă dezarmez, ca să vă sperii, ca să plecăm îngroziți de aici. Nici de cum nu am motivația aceasta, ci scopul meu este să vă chem să fim mai vigilenți, să vă chem la rugăciune mai multă, cu atât mai mult pentru generația care trăiește în vremuri mai grele decât am trăit noi. Ascultați ce vă spun, dragii mei! Noi spunem, bă, am trăit pe vremea comuniștilor, ce greu a fost. Nu vă supărați pe mine. Pe vremea comuniștilor mergeam sâmbătă la școală, apropo, dragi tineri, noi mergeam și sâmbătă la școală, da? Și sâmbătă, mă aduc aminte că aveam diriginție. Și venea tovarșa dirigintă, da? acum deja și voi învățați că trebuie să ziceți camarad, da, aici, sau cum se zice? Camarad, da? Din nou. Că așa se învârt lucrurile. Și venea tovarșa dirigintă și ne ținea o lecție. Smă, tundeți vă bine, spălați-vă, fiți harnici, nu furați, ascultați-vă părinții, fiți drepți. Bă, asta ne spunea la școală. Și mergeam duminică la biserică și venea păstorul și ne spunea, bă, fiți buni, ascultați de părinți, munciți, tundeți-vă bine, îmbrăcați-vă frumos. Și mă, eu ca și copil stăteam și mă gândeam, păi și la școală mă învață același lucru, și la biserică același lucru. Sigur, la biserică puneau pe seama caracterului Dumnezeu. La școală era cu materialismul didactic și cu o altă sursă a eticii. Dar erau compatibile. Dar, și, și, și am zis că au fost vremuri grele. Dar v-ați gândit oare ce schizofrenie pun în mintea copilor noștri de astăzi, când vin duminică și aud ce predicăm noi și caracterul sfânt al lui Dumnezeu și normalitatea venită din creație și sfințenia lui Dumnezeu și mâine pleacă la școală. Și la școală îi spune că poate să fie și el cu el și ea cu ea și pot să facă ce vor și mi groază să vă spun ce aud la școală. Mie mi -e groază să vă spun ce aud copiii noștri la școală dacă noi în biserică nu mai putem să ne permitem să pomenim ce au copiii noștri la școală, ne mirăm ce presiune este pe ei, Păi le este sfâșiată ființa în două. Acolo trebuie să fie acceptați, în biserică trebuie să fie acceptați. Și ei trăiesc un fel de viață la școală și vin și trebuie să trăiască un fel de viață în biserică și în familie. Și se sfâși, este un fel de schizofrenie socială la nivelul copiilor, mai ales a celor credincioși. Nu este simplu pentru copiii din biserică, ascultați ce vă spun. Nu este simplu, de aceea mai multă atenție, mai multă rugăciune. Fiecare copil mântuit din, din familie credincioșilor este o minune a lui Dumnezeu în ce lume trăiesc. De aceea, ascultați, dragii mei, este timpul să legăm din nou lucrurile, să ne punem din nou împreună și să cerem har și îndurare și protecție de la Dumnezeu pentru copiii noștri. În 2 Timotei 3, 1 la 5, ni se spune atât de clar ce înseamnă vremurile grele. Să o scumpim, motorina, îi 2 euro și jumătate. Mă, nu spică bine! Dar nici nu ne speriem. Repet, nu vă spun mesajul ăsta nici să speri, nici să îngrozezi pe cineva. Așa cum spuneam, într-o circunstanță, noi am citit ultimul capitol din carte, știm cum se termină. Nu știm cum să termină. Și asta ne dă bucurie, lăuda să fie Domnul. Noi știm că toate lucrurile se duc înspre acolo. Noi știm că venirea lui Hristos este aproape. Vremurile seamănă prea bine, prea bine cu ce ne descrie Scriptura, că vor arăta vremurile când va veni Hristosul. Noi le știm pe toate acestea și nu ne sperie, dar nu ne pică bine, că e lupta mare, îi luptă pentru fiecare copil. Se luptă diavolul ca niciodată. Ar vrea să-i smulgă dar nu uitați, noi suntem chemați să-i smulgem ca din iad. Ca din iad trebuie să-i smulgem. Este o luptă spirituală și, oh, dacă ar fi bisericile deschise la minte, cu inima trează, să înțeleagă în ce vreme de război spiritual trăiesc. Când mă mai duc câteodată prin, prin natura slujirii, acum călătoresc în multe biserici când văd câteodată somnolența din biserici, mi se ridică părul pe mine când știu ce război trebuie să fie în spate. Și stau împlictisiți în biserică. Când se roagă, nu se roagă nimeni. Cântă, nu cântă nimeni. De citit Scriptura nu citește nimeni. Părtășie, vorbe prin spate certuri pe lucruri mărunte, că i microfonul, știu cum, că o mutat amvonul, că i culoarea. Băi, fraților, copilării și în spate e un război pe suflete pentru veșnicie. O, Doamne, trezește bisericile, că avem nevoie de înțelepciune în vremurile ca acestea. Iată ce spune cuvântul Domnului, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, fați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. O să subliniez trei aspecte simple de acum. Aș vrea să facem o scurtă fotografie la lumea în care trăim și să vedem de unde vin toate aceste anormalități, unde îi trimitem zi de zi pe copiii noștri și unde încet, încet noi trăim la locurile de muncă, pe strada, în blocul și unde locuim noi. Aș vrea apoi, în a doilea rând, să vedem și să înțelegem care este diferența dintre educație și instruire. Pentru că aici a fost meciul pe care biserica l-a pierdut. N-a putut să facă distinția între educație și instruire. Și apoi o să subliniem câteva principii biblice despre ce înseamnă într-adevăr să facem educație cu copiii noștri. Deci, haideți să ne uităm foarte pe scurt, o să-mi iau vreo șapte minute, opt minute, să facem o poză, o fotografie la lumea în care trăim. Lumea în care trăim seamănă tot mai bine cu lumea care se pregătește să-l primească pe anticrist. Este o lume care seamănă atât de bine cu ceea ce încă Ioan din vechime, de prin anul 90, vorbea. Anticristul deja este printre noi. De atunci Ioan vorbea. Și cine este anticristul decât cel care neagă că Isus este Cristosul, negarea dumnezeirii lui Isus Hristos. Păi, dragii mei, în cel mai bun caz, dacă cumva se ridică subiecte despre religie în școlile din Austria, încă România puțin este protejată din cauza conservatorismului. Dar de aici, de la Austria spre vest, în cel mai bun caz, dacă cumva se ridică o discuție despre religie, se pun așa într-o găleată comună Mahomed, Hristos, Buddha, Confucius, nu știu cine, toți profeții ăștia. așa zic. sunt niște oameni providențiali la un moment dat că au venit, au revoluționat gândirea omenească. Asta aud copiii noștri la școală, dragii mei. Așa li se spune. Și copilul nostru care aude la biserică că este o singură cale și calea este Isus Hristos, care este calea, adevărul și viața, dacă face afirmația aceasta, este hom homofob, este radical, un pui de terorist și este trântit pe scaun. Și noi habar n-avem ce drame și traume suferă copiii noștri la școală. Și copil de 10-12 ani, ce ne așteptăm să fie ca noi de tari? Spiritul acesta anticristic, care a format societatea așa cum este ea astăzi, vine printr-o strategie atât de inteligentă, demonică, satanică, și anume prin construirea unei mari nevoi. Astfel încât anticristul când vine să vină ca un fel de răspuns la marea nevoie a umanității, a unei crize generalizate și vine Mesia, da, pe un cal alb, calul alb metaforic aici, da? Vine Mesia acesta, anticristul, ca să salveze o umanitate în derivă, o umanitate în criză și apoi începe criză politică, criză socială, criză economică. Nu mai știe nimeni. Nu vi se, că, nu vi se pare că se începe să semene lumea cu o asemenea criză generalizată? Criză peste tot. Domnule, nu pot să. Dacă asculți un buletin de știri, cumva, ești în mașină, sper că nu vă uitați la știri la televizor, nu vă lăsați prostiți de televizor, sper. Dar cumva, dacă sunteți în mașină și dați drumul la un. la news, da, la știri, domnule, tot al treilea cuvânt e criză. Criza din Ucraina, criza petrolului, criza de fier, criza energetică, criza. Uh, să încălzește planeta, fierbe planeta. Mă, nu știu, bă, că trebuie să-mi cumpăr palton. Dar, dragii mei, ei se bazează pe ceva. Se bazează că de 60, 70, 80 de ani au spălat generație după generație pe creier, au îndoctrinat în școlile din vest și au făcut niște numere, nu oameni. Este o lume atât de jos în opinie, fără crezuri, fără identitate, fără opinie. Ce vor fac oamenii astăzi? O masă amorfă de bietăți umblătoare pe două picioare. Con și de aici urmează controlul. Ce control? Controlul financiar, controlul tehnologic. Păi zicem, înainte nu, înainte ne era frică să avem telefon. Vă aduceți aminte, în România mi-au pus microfon în casă, zice. Eu propus microfon. Avem microfon în casă, unde? În, tele, în telefonul ăla cu, țineți minte, cu rozeta Pe Păi, dragii mei, astăzi nu trebuie să ne prea punem microfonii că el, că tot timpul avem un buzunar la noi. Controlul populației și, a, imor, și apoi, controlul populației printr-o imoralitate generalizată. Atenție acum. De ce se promovează atâta imoralitate astăzi? Domnule, nu mai este un film curat, nu mai poți să te uiți la un film astăzi, gata, s-au încheiat cu filmele, da? Sper că nu aveți conturi pe Netflix. Dacă cumva este care au avut cont până în seara asta pe Netflix, sper că rezolvați problema după să termină biserica. Dacă vreți să o rezolvați, acum nu mă supăr dacă vă scoateți telefonul și vă anulați uh, contul. Dar numai pentru asta să vă scoateți telefonul. Imoralitate prin filme, prin documentare, prin ziare, prin internet, prin Facebook, prin Snapchat, prin Instagram, prin ziceți dumneavoastră câte și mai câte, nu mai imoral. De ce? Pentru că trebuie să fie o societate atât de vulnerabilizată, atât de căzută moral, încât să nu mai poată să stea cu fruntea sus. Asta e lumea în care trăim. Asta e lumea în care trăim. Și peste toate trebuie să vină și controlul medical, dar nu intru, că după aia mă acuzați de conspirație. Dar puteți să facem o conferință odată. Și toate aceste lucruri a făcut următoarele, au dus la următoarele realități. Prima realitate acestei pregătiri a venirii anticristului, pentru că Fac paranteza aceasta. Când vorbim despre anticrist, vorbim despre două lucruri. Da? Există conceptul anticristii, care este o ideologie și va fi persoana anticristă, da? care va fi la sfârșitul vremurilor. Iată unde au condus această ideologie și o să menționez imediat și rădăcina ei. Primul lucru care s-a întâmplat, s-a rupt etica de moralitate. Poate că par concepte un pic dificile, dar nu, e simplu. E simplu. Ce înseamnă etica? Etica este setul de norme pe care oamenii le stabilesc astfel încât să pot să conviețuiască bine împreună. Asta e etica, da? Etica socială, zicem noi. Domnule, nu mâncăm sămânțe în autobuz, ne cumpărăm bilet când urcăm în autobuz, n aruncăm gunoi, respectăm semnele de circulație, este etică, da? Etica e norma ca să putem să avem o societate. Deci, etica e relativă. Oamenii o decid. Pe când morala este absolută, pentru că morala ține de caracterul lui Dumnezeu. Asta e morala. Caracterul lui Dumnezeu manifestat între oameni. Acum, eu am dat exemplu cu tovarșa dirigintă. Ați văzut că noi, generația noastră a părinților, am trăit într-o vreme în care etica și morala erau a foarte asemănătoare, aproape identice. Să fii etic însemna să fii moral pentru că învățăturile sociale erau aproape ca și cele biblice. Dar uitați-vă dumneavoastră astăzi. Astăzi poți să fii etic și imoral. Astăzi nu ești neetic dacă ești homosexual. Nu ești neetic dacă ești transgender. Nu ești neetic dacă ești cu New Age. Dar vă întreb eu, ești moral? Nu ești neetic să locuiești cu prietenul înainte de căsătorie. Nu e neetic. în lumea în care trăim e o normalitate. Sută la sută din toți din vest trăiesc așa. Nu e neetic, dar e moral? Uitați cum s-a sfârșit etica de moralitate. Și la școală știți ce le spune? Confuzie! Voi trebuie să fiți etici, adică să vă încadrați bine în societatea în care trăiți. Asta învață pe copiii noștri, nu învață să fie morali, nu învață abstinența, nu învață puritatea, învață cum să nu se îmbolnăvească unul de la altul. Al doilea lucru pe care această strategie demonică o face, este transformarea mentalității colective, adică să nu mai ai minte de unul singur, ci să gândești ca oile în turmă să gândești ca oile în turmă. Și al treilea lucru este zdrobirea identității umane. O să revin puțin la acest aspect. Ce înseamnă transformarea mentalității colective în vederea controlului? Păi, dragii mei, nu intru acum în neomarxism și în socialismul cultural și în... nu intru în acestea pentru că nu mai avem timp. Poate că odată o să abordăm mai cu părinții mai pe larg acest subiect, pentru că este groasnic, este grozav și dacă nu-l știm, nu înseamnă că suntem scutiți să ne apărăm copiii. Nu suntem scutiți. Dacă nu știi legea de circulație într-o țară, iei amendă dacă o încalci. Da? Este o poveste destul de lungă și o istorie destul de lungă cu ceea ce au făcut acești agenții ai satanei care au cucerit vestul, care și-au propus următorul lucru. Ca urma și lui Marx, da? școala de la Frankfurt și toți acești uh, neocomuniști. Uh, uitați ce și-au propus ei. Ca să știm de unde vine. Și să nu credeți că e așa uh, neutru și atât de nevinovată politica asta și nu interferează cu noi. Tot ce vedeți că se întâmplă și toate deciziile aceste nebunești stau sub spectru unei viziuni vechi de 100 de ani care a spus așa. Trebuie să eliberăm vestul democratic de tot ce înseamnă iudeocreștinism. Au zis ce și-au propus. De 100 de ani sunt oameni care numai pentru asta luptă și toți sunt poziții cheie. Să-i liberăm vestul democratic, adică creștin, de tot ce înseamnă valori creștine. Au încercat cu Rusia, au început cu Rusia, au ieșuat fundamental pentru că n-au putut să anihileze identitatea Rusului. Rus o zis, eu, zi, rus. Da? Și au eșuat dramatic, tragic pentru ei, cu comunismul economic. Atunci au zis, schimbăm strategia, venim cu comunismul cultural, dar nu mâncăm elefantul dintr-o dată, îl tăiem bucată cu bucată și așa îl servim bucată cu bucată. Și ce facem? Hai să vedem ce facem, zic ei. Și și-au propus, trebuie să citesc cele 10 teze da? pe care și le-au propus, ca să ne norocească lumea democratică, lumea iudeo-creștină, ceea ce vedem noi, ceea ce vedem noi astăzi aici. Și vă vorbesc unul care locuiește 16 ani în Canada. Exact același lucru, mai avansat decât în Austria. Mai avansat. Mă rog, avansat. Mai degradat. Uitați ce și-au propus în 1917, în timpul celor de-a doilea război mondial. Deci acum 100 de ani amplificarea noțiunii de rasism. Domnule, cum zici ceva e rasism? Nu mai ai voie să-i spui ce culoare are, că e rasism. Ne fac bolnavi mental ăștia. Te fac vinovat pentru orice. Omoară normalitatea. Doi, schimbări atât de rapide în societate, încât nici să nu mai avem timp să reacționăm la ele. Înțelegeți? 3. Distrugerea autorității profesorilor și a părinților. 4. Promovarea alcoolismului. 5. Golirea bisericilor. 6. Dependența de ajutoarele sociale, plante, legume, cerșitoare. Controlul media. Control media. Încurajarea dezmembrării familiilor. Și, iertați-mă, doamnelor, pentru că nu e un lucru împotriva dumneavoastră ce spun acum, promovarea feminismului pentru sfârșirea ființei umane așa cum a creat-o Dumnezeu. Și cum spuneam la conferință, a băgat în capul doamnelor, după al doilea război mondial, că dacă lucrează pentru copii și au grijă, și îi spală, și îi satură, și au grijă de casă, îi clasă opresată sunt umilite să lucreze pentru familie. Dar sunt emancipate dacă merg și dau la șaibă ca bărbații. Nu acolo sunt realizate. Dacă mergi și îți fac șmotru pe jos, îți realizate la altcineva. Pentru copii sunt umilite. Și s-a schimbat gândirea fundamental în interiorul familiilor noastre. Am zis o să nu facă femeile școală, am zis o să nu aibă servicii bune, nici vorbă despre aceasta. Și a schimbat mentalitatea și a creat o tensiune și o contradicție în interiorul familiei. Pentru că tot ceea ce vedem noi, această promovare a ceea ce vorbesc eu acum, nu este altceva decât o religie a unui politică. Ce fac aceștia astăzi nu-i politică, este religia urii o religie a urii prin care tot timpul trebuie să pună cap în cap două clase opresate. Proletarul cu burghezul, negru cu albul, femeia cu bărbatul și tot timpul trebuie să fie două clase opresate și tot timpul inventează încă o clasă opresată. Acum ați opresați homosexuali. Cine s-a dus să-i dea în cap la un... Păi ne rugăm pentru ei să-i mântuiască Domnul, să-i schimbe, să-i mântuie. Noi, iubim, noi, noi urâm păcatul, dar iubim păcătosul. Că doar pentru păcătos a venit Hristos. Și pe fals ne fac homofobi. Și noi o înghițim. Haideți să trecem mai bine la Scriptură. Și aș vrea să spun doar câteva lucruri legate de educație. Dragii mei, ca să concluzioneze acum legat de o mică fotografie, un colț de fotografie pe care aș fi vrut să o fac mai în detaliu, dar nu pot controla furia și cuvintele când vorbesc despre subiectul ăsta atât de satanic și demonic. Vreau să vă spun următorul lucru. Vestul a pierdut confruntarea. Creștinii din vest au pierdut confruntarea printr-o confuzie banală. Am stat și m-am frământat, am citit cât am putut mi-am dat seama de greșeala pe care au făcut-o ei și pe care am început să facem noi. Și confuzia este între educație și instruire. Între educație și instruire. Păi uitați-vă dumneavoastră cum se pune problema, peste tot acum. De ce? Dați-vă copiii la școală să-i educăm. Serios! Cum poate școala să educe? Acum acum deja i confuzie și tensiune în mintea dumneavoastră. Dar cum școala nu educă? Școala nici nu e chemată să educe. Școala e chemată să instruiască. Și acum să dezleg misterul. Unde ne-au fost, nu ne-au fost furați copiii, i-am dat de gratis. I-am dat de gratis. Iată unde a fost confuzie. Educația, rog să fiți foarte atenți acum. Educația ține de valori. Instruirea ține de abilități. Educația ține de atitudini. Instruirea ține de aptitudini. Educația ține de cine sunt. Instruirea ține de ce fac. Și acum a sintetizăm. Educația ține de valorile care trebuie puse în cineva și instruirea ține de ce trebuie să-l învăț să facă cineva. Păi nu vă supărați. La cine predă astăzi în școli și la ce curriculum este în școli și la ce manuale sunt în școli și la ce filozofie de viață se predă în școli? Ce valori le dau copiilor? Ce educație se face pentru copiii noștri? Că educația ține de valori. Cine trebuie să facă educația? Școala? Niște ratați? Iertați-mă, sunt profesori excepționali. Sunt profesori excepționali, nu generalizez. Dar cei care gândesc sistemul educațional, care a devenit un sistem de distrugere a societății, ce val, uitați vă Uitați-vă dumneavoastră ce să învățați la orele de Educație civică. Citiți un manual. Ăștia ne educă copiii noștri? Păi, școala trebuie să facă doctori, ingineri, mecanici, zugravi, șoferi. Meserii trebuie să facă, nu să ne educe, că indoctrinează, dragi mei. Spălați pe creier ne vin copiii de la școli. De ce? N-am înțeles acest adevăr simplu și fundamental că Și Educația ține de valori și instruirea ține de abilități. Iar valorile nu le poate pune cineva care n-are valori. Sau pune aceleași valori. Așa că țineți minte, dragii mei, educația trebuie să țină de casă și biserică. Biserică Elim Brun. Educația trebuie să revină acasă și în biserică. Iar la școală să-l învețe matematică, chimie, inginerie, aritmetică, fizică. Învățați pe brânci copiii astea. Premiul întâi numai, să fiți top. Toate premiile luați -le. Dar încercați cumva să disociați ceea ce ține de educație de ceea ce ține de Aptitudini sau îndemânări. Știu că va fi greu. Lupta asta nu e ușoară pentru că deja au amestecat lucrurile și aproape nu le mai poți separa. Încă n-am soluțiile, nu știu. Eu nu mă vă ridic problema și vă las baltă. Uh, nu știu. O să mă gândesc, o să mă sfărâm, o să mă consult și cu, nu știu, ce putem să facem să disociem cumva să-i protejăm pe copiii noștri și să nu mai fie educați la școală, ci doar instruiți la școală. Dar noi nici măcar n-am cerut asta vreodată. Am cerut asta vreodată? Am zis că îi trimitem la școală. Și ne-am rugat pentru copiii noștri și am zis, Doamne, dă-le minte să țină, să țină minte tot ce li se spune acolo. O, Doamne, ăsta e blestem, am rugăm, Doamne, scoate din minte ce li se pune acolo. Înțelegeți ce vremuri trăim? care e soluția? Nu o am în totalitate, dar am niște unde de lumină. Și nu o putem găsi decât tot în Scriptură. Intenționat am citit pasajul acesta din Deuteronom. Și iată două, trei gânduri pe care le-am învățat de aici. Educația începe acasă. Și biserica zice amin. Ce înseamnă asta? Cum începe educația acasă? Primul lucru, frați și surori, părinți dragi, nu trebuie să existe diferență între teoretic și practic în viața noastră de credință. Nu trebuie să spunem una și să facem alta. Este cea mai mare pedeapsă, este focul în care aruncăm pe copiii noștri să ne audă că zicem una în biserică, să ne audă cuvintele din rugăciune și apoi să ne vadă faptele noastre. Iată ce spune cuvântul Domnului, că tot este din cuvânt. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, deci să vă învăț să le împliniți. Sunt cele două dimensiuni. Să le învățăm și să le împlinim nu vorbe multe în educație, fapte multe în educație acasă. Al doilea lucru, educația de acasă are rădăcini generaționale. Acum am trecut și eu în diaspora și eu îmi permit să vă spun lucrurile astea, un frate venit din România poate n-ar fi cel mai potrivit să vă spună ceea ce vă spun eu acum. Unul dintre cele mai mari pedepse pe care le-am dat copilor noștri mutându-ne din România este că am rupt de bunici. O generație care trăiește fără bunici este vulnerabilă. Ascultați ce vă spun. Este vulnerabilă și iată ce spune cuvântul Domnului: Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate viețile tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău. Este o succesiune generațională în educația de acasă. Sunt aspecte pe care părinții nu le mai văd, nu le pot, sunt prea înfierbântați în educația copiilor, dar le văd bunicii, niște unghiuri pe care numai bunicii pot să le vadă. Este ceva ce numai bunicii pot să facă pentru nepoți, este ceva ce numai părinții pot să facă pentru copii. Dar succesiunea, scara asta generațională este un mare atu în educația dumnezeiască pe care trebuie să o dăm copilor noștri. Apoi, educația de acasă îl ancorează pe copil în relația cu Dumnezeu. Îl ancorează, nu îl dezancorează pe copil din relația cu Dumnezeu. Vesetul 3 și 6. Ascultă, dar Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă mulțiți mult cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Este singurul Dumnezeu. Nu vor auzi niciodată la educație la școala asta. Un al patrulea lucru legat de educația în casă. Educația în casă trebuie să fie clară, simplă și consistentă pentru copii. Vesetul 7. Să le întipărești în mintea copiilor. Pune-le acolo. Nu știu, le punem în minte. Le spunem până când... Cât de să trezesc mează să, să beau un pahar de apă, Pui magi de cap, aia zic. Le punem în mintea copilor în mod repetitiv, dar simplu și concis. Când? Când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te culci, când te scoli, tot timpul. Pune-le în mintea copilor. Și ultimul lucru legat de educația de acasă. Trebuie să fie sub guvernarea lui Dumnezeu să le legi ca un semn de aducere aminte pe mâini, să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și în final, educația care trebuie să aibă loc acasă și biserica să ajute casa în educația copiilor nu este un eveniment. Facem o conferință cu tinerii și am rezolvat problema. Educația copiilor este un proces continuu. Este un proces neîntrerupt. Nu ne spălăm pe mâini cu un eveniment. Ce înseamnă asta? Că educația are un scop practic. Dacă ne ducem în Proverbe, în capitolul 1, găsim câteva principii despre cum trebuie să fie educația. Este un proces practic a dezvoltărilor abilităților intelectuale ale copilului pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor? Minții! Minții! Noi nu trebuie să le spunem copiilor noștri că relația cu biserica e doar una sentimentală. Apoi, procesul acesta trebuie să fie deschiderea căii înțelepciunii, nu doar a inteligenței. Mulți se nasc inteligenți, dar n-ajung niciodată înțelepți. Pentru că una e inteligența și alta e înțelepciunea. e Înțelepciune când peste inteligență pui și experiența bună. Apoi, planul acesta, proiectul, procesul acesta al educației definește pentru un copil un plan pentru viața lui. Poate să se bazeze copilul că părintele vede un plan pentru viața lui. Vede că părintele are un plan pentru viața lui versetul 4, ca să dea celor neîncercați agerime de minte și tânărului cunoștință și chipzuință. Trebuie să arate dezvoltare personală. Și acum închei cu acest fapt. Cheia educației este frica de Domnul. Cheia educației este frica de Domnul. Versetul 7. Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii socotesc înțelepciunea și învățătura. Temete de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Am făcut exegeze că am vrut neapărat să văd ce înseamnă cuvântul acesta temete de Domnul, frica de Domnul. Că tot am citit comentarii și tot se îndulcesc termenii ăștia, și frică de Domnul e un fel de respect, un fel de atenție, un fel de. Numai să nu lăsăm cuvântul ăsta frică, că e prea tare pentru generația asta nouă uh, uh, care se supără așa repede din orice cuvânt. Da? Discurs de ură, sunt abuzați psihic uh, să le spunem acum că trebuie să teamă de Domnul. De cine să se mai teamă acum? Vedeți cât de radical și cât de opresivă e religia? Și trebuie scoasă din societate? Abuzează psihic. Și când o să ajungă uh, mari, o să aibă probleme psihice, și atunci noi, psihologii, trebuie să ne ducem adânc în sufletul lor să vedem rădăcinile problemelor mentale. Oh, li A li s-a predicat despre frica de domnul și-a luat o razna. Știți care este sensul cuvântului frică acolo? Frică. frică. Ăla sensul. Sensul cuvântului frica de Domnul îi frică. Adică lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Cât e el! Împărat, domn suveran, creator. Nu-l faceți pe Dumnezeu mai mic decât este. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și se va îngriji de noi. Ne va da biruință cumva. Ne va scoate și din situația asta. Au trecut sute și milenii. Au fost vremuri poate mai grele din punct de vedere al persecuției decât sunt acum. Cu siguranță au fost. Nu știu ce o să vină. Și a pierdut Domnul mărturia niciodată și își va pierde Domnul mărturia nici o dată. Domnul își va ține mărturia, lăuda să fie Domnul. Suntem datori să știm în ce lume trăim, suntem datori. Trebuie să facem tot ce putem, trebuie să facem. Primul lucru pe care trebuie să-l facem și cu asta, de fapt aici m-am concentrat. Recuperăm educația acasă, să nu cumva să vă culcați pe ureche acasă, să spuneți, lasă că mi ducă copilul școala, nici vorbă, școala vi-l îndoctrinează, școala trebuie să-l facă să-l instruiască și să-l facă cel mai bun meseriaș posibil din lumea asta și trebuie să fie responsabil copiii noștri să învețe cele mai bune lucruri din punctul acesta de vedere, dar să sortăm cumva, să sortăm cumva și să aducem să punem lucrurile lui Dumnezeu în mintea și în inima generației tinere. Doamne, ajută-ne la asta! E greu, nu știm încă cum o să o facem, dar cu puterea Domnului, cu înțelepciunea Duhului Sfânt, o vom face. Stăm ridicați acum și nu facem altceva decât strigăm către Domnul pentru o generație biruitoare. Doamne, lucrează Tu în copiii noștri, lucrează Tu în tinerii noștri, scoate o generație puternică, o mărturie în lumea asta nebună, în lumea asta sălbatică. Echipează Tu, lucrează Tu în mintea lor, ce nu mai putem noi lucra. Lucrează Tu, Doamne, la mintea copiilor noștri. Întrăm în rugăciunea aceasta de mijlocire.